avem deja, pentru că facem entanglement cu el. Deci ce ar trebui să fac este pur și simplu să iau mai multe lanțuri și să le entanglesc între ele, bidimensional, așa. Am un lanț și îl leg de alt lanț și tot așa. O să vedem imediat cu acesta. Și o să obținem o structură bidimensională de qubiți. Și o să fac măsurătorile așa, layer cu layer, în structura aceasta. Ok. Deci, în cazul pentru un singur qubit, aveam structura aceasta, pe care o repetam de unul câte ori, ca să obțin orice poartă cu ea. Pentru doi, pentru mai mulți qubiți, pentru oricâți qubiți, e structura aceasta, blocul acesta, care se cheamă structură cărămidă, brick or extinct. Ok? De ce? Pentru că arată exact ca o cărămidă și funcționează ca o cărămidă, pentru că pur și simplu le combin așa și formez un zic care reprezintă circuitul pe care vreau să-l execut. Deci, vedeți, o să vă arăt și niște exemple concrete. Dacă vreau să fac circuitul ăsta de aici, atunci aici o să am o matrice unitară și măsori qubiții respectiv la unitățile asociate acestei matrice unitare și la fel și pentru celelalte. Și deci, în felul acesta putem obține orice matrice unitară cu oricâți qubiți. Și pur și simplu prin înlocuirea acestor cărămizi, acestor stări cărămizi. Și să vedem câteva exemple. Deci am zis că aceste trei porți formează setul universal pentru oricâți qubiți. Și poate Heidelberg arată în felul următor, spre exemplu. Deci e Heidelberg cu primul qubit, al doilea se întâmplă nimic, de-aia e 0,0,0 peste tot. Iar la prima casuție, Heidelberg trebuie să verificați, ar trebui să măsori pi pe 4. Astea sunt unghiurile fără coreți, da? Deci dacă primul qubit când l-am măsurat în două coreți, îmi zice a fost aplicat X, înseamnă că al doilea măsură la minus pi pe 4, ok? Și tot așa. Deci cu corecțiile de rigoare, astea se zice unghiurile ideale pentru descrierea matricei ca produs de W de teta, ok? Poarta pi 2 e poarta T, am zis că în mod ciudat se mai cheamă pi 2, dar aici e ok pentru că chiar la pi 8 în măsură. Iar pentru control rod, e structura aceasta foarte simetrică aici, care vreunță pi pe 4 și minus pi pe 4. Și tot așa v-am zis că dacă apar corecții pe care trebuie să le facem, atunci avem controlul și asta, în măsură. Ok. Și atunci un circuit oarecare, cu oricâți qubiți, o să arate cam așa. O să arate ca o căsuță din asta făcută din cărămizi, o structură bidimensională. Iar starea aceea cărămidă se cheamă resursă universală. În sensul că, repetând-o de oricâte ori am nevoie, pot să obțin orice matrice unitară. Pentru că eu nu trebuie după aceea decât să-mi aleg unghiurile ca să obțin matricea unitară. Dar structura e aceeași. Deci sunt doar niște qubiți în stare de plus, care au fost entangled cu o anumită structură și după aceea măsori corespunzător. Deci eu pot să creez structura de la bun început, și să mă decid ulterior asupra ce calcul vreau să fac. Adică să mi aleg mai târziu unghiurile. De aceea se cheamă structură resursă universală. Pot, practic, să obțin orice calcul, alegând unghiurile ulterior. Ok, și mai există și alte stări de genul acesta. Și atunci, pe cazul general, o să avem niște grafuri pe care le măsurăm. Deci, problema de calcul o să vedem că devine o problemă cu grafuri, de fapt. Și ce, cum vă ziceam și mai devreme, ca și într-un circuit în care am input-ul și trece așa în secvență prin porțile circuitului, și aici trebuie să fac măsurările în ordine. Spre exemplu, trebuie să măsor layer cu layer. Deci măsor prima coloană de qubits, după aia măsor a doua coloană, după aia a treia și tot așa. Și atunci, pentru un graf oarecare, pentru că vă ziceam că mai există și alte resurse, poți să obțin un graf oarecare, nu trebuie să aibă neapărat structura aceea foarte frumoasă, de acolo, regulată, așa. Pentru un graf oarecare, trebuie să definesc o funcție care se cheamă funcție de flux de graf și care îmi spune cum o să fac măsurătorile. Iar funcția de flux nu e decât, cred că am un slide mai acolo, zic asta, nu e decât o ordonare a modurilor, astfel încât să știu în ce ordine măsură. De exemplu, aici, îi măsură întâi pe aceștia, după aia pe aceștia, de aia sunt și liniile punctate. După aia pe acesta și tot așa. Deci trebuie să-i măsură după aceștia. Ok, da. Zic, contează în ce loc de măsură? Pe strat? Nu, sau mai mult de atât.
calcul o să fie dat de măsurător strat cu strat pe un graf din acesta. Și cum ziceam, pe graf trebuie să fie definit un flux, adică să zicem o orientare în care trebuie să mă duc. Dar matematic este o ordine parțială despre mulțimi de noduri. Adică prima mulțime de noduri, acei cubiți o să fie măsurați prin a doua mulțime de noduri și tot așa aici. Asta se zice prima mulțime, primul strat, a doua mulțime are doar cel, a treia are doar cel și tot așa. Dar evident că pe un graf o să definez mai multe fluxuri. Adică nu trebuie neapărat să măsur în ordine asta, o să măsur și doar dreapta la singură, strat cu strat. Și atunci o să obțin un calcul diferit dacă fac chestia asta. O să găsesc și altă ordine, mai ciudat, în graful ăsta. Deci, în principiu, pe un graf pot exista mai multe fluxuri valide care implicit îmi definesc diferite computații, diferite calcule. Și, ok, cam, da, asta vreau să zic de asta. Acum, de ce e interesant modelul ăsta, ce putem face, că pare foarte ciudat. Dar, în principiu, cum vă ziceam, acum am redus o problemă de calcul la o problemă despre grafuri, sau mai exact, din proprietățile pe care le pot deduce despre grafuri, pot deduce proprietăți despre calcul pe care vreau să-l fac. Și teoria grafurilor ne dă niște rezultate foarte interesante cu privire la calculele respective. Apoi, altă proprietate interesantă despre care o să vorbesc mai mult pe partea a doua, este că grafurile astea putem să le organizăm în diverse structuri, și pe structurile acelea să definim coduri detectoare și corectoare de erori, care se bazează pe proprietățile topologice a structurii pe care am creat. Ceea ce e foarte, foarte drăguț și foarte interesant. Cu alte cuvinte, toleranța la defecte devine o problemă de topologie, așa cum calculul a devenit o problemă de grafuri. Și, în principiu, ideea asta de a reduce problemele din quantum computing, care inițial par misterioase și complicate și așa, la probleme din domenii care există de sute de ani, să zicem, cum ar fi teoria grafurilor sau topologie, e evident foarte util, că putem aplica teoremele de acolo pentru a afla diverse lucruri în quantum computing. Deci din domeniile astea care pasă să n-aibă legătură cu quantum computing, totuși obținem legătura cu quantum computing. Și, surprinzător, alt lucru interesant, este că starea aceasta de cărămidă poate fi făcută destul de ușor în laborator, folosind deci putem crea stări de genul acesta. Deci nu e ca și cum e implausibil să creăm graful de genul acesta. Ok, hai să vă zic foarte repede la ce mă refer cu proprietățile acelea cu graful. În primul rând, există o noțiune care se cheamă adâncimea unui circuit. Nu e important să înțelegem ce face circuitul ăsta, nici eu nu știu ce face, am luat plezneală pe internet. Dar ce vreau să vă arăt e că circuitele au ceea ce se cheamă adâncime. Ce înseamnă adâncimea unui circuit? Este cel mai, practic, e cel mai lung drum de la input la out. Cel mai mare număr de porți prin care un qubit trece mergând de la input la out. Care ar fi adâncimea pentru circuitul acesta? Da, într-adevăr. Pentru și doi reacte. Te trece prin H, prin controlul U și prin teste și H. Okay? Deci asta se cheamă adâncimea circuitului. Ca să priviți la adâncime, trebuie să vă imaginați că circuitul e răsturnat, așa, și măsurăm, practic, cât de lung e în felul acesta. Ok. Acum, ce e important e că cât un circuit are adâncime mai mare, cu cât e mai secvențial. Pentru că ce înseamnă adâncimea asta? Practic, prin câte leere trebuie să treacă inputul ca să ajungă până la output. Deci, definește câte dependențe sunt în circuitul respectiv, pentru că un layer anterior și tot așa. Deci cu cât e adâncimea mai mare, cu atât e circuitul mai secvențial. Cu cât e adâncimea mai mică, înseamnă că e paralelizabil. Înseamnă că sunt puține dependențe. Și chestiile de pe operațiile de pe același layer pot fi făcute în paralel. Deci dacă reușesc să minimizez adâncimea circuitului, înseamnă că am obținut ceva care poate fi făcut în paralel foarte repede. Și acum, ce legătură are asta cu ce am zis mai devreme? Păi dacă avem un graf, oarecare, graful au și ele adâncime. Graful din acesta pe care definesc tot calculul. Ce e adâncimea grafului? Cam același lucru. Este cel mai lung drum, secvență de punctii, de la un nod de la intrare până la un nod de la ieșire. Ok? Deci pentru graful acesta,
Acum, ce e interesant, e că teoria grafurilor ne dă un algoritm pentru a minimiza adâncimea oricărui graf. Deci dacă eu am un graf și am flux definit în graful ăla, adică am o anumită ordine a nodurilor, există un algoritm care primește ca input graful și minimizează adâncimea, dă un graf echivalent având adâncime minimă. Și deci, pot minimiza adâncimea oricărui circuit cuantic. Deci, pot să obțin circuite care sunt foarte ușor de paralelizat. Ce este și mai interesant, și asta e o temă de cercetare, e că, pe același principiu, pot să iau un circuit clasic, deci nu un circuit cuantic, un circuit cu sau de sorul, cu metări și așa mai departe. Pot să transpun un circuit cuantic, dar e un circuit cuantic care face doar operații clasice, nu face superpoziții sau chestia de genul ăsta. Din circuit cuantic, îl scriu sub formă de graf, folosind procedeul de mai devreme, și după aceea minimizez graful și din noul graf minimizat întorc o formă de circuit. Și în principiu, în felul ăsta, aș putea paraleliza și orice circuit clasic. Deci, pentru un calculator obișnuit, neapărat un calculator quantum. Deci, e foarte interesant cum lucrul acesta din mecanica, din quantum computing, ne dă o metodă de a paraleliza și circuite clasice. Din păcate, procedura asta nu funcționează mereu. Pentru că atunci când minimizez adâncimea circuitului clasic și obțin nou graf, s-ar putea ca atunci când îl fac înapoi în circuit, circuit cuantic, să aibă într-adevăr superpoziții și lucruri de genul ăsta, pe care nu le mai pot transpune pe partea clasică. Deci nu merge întotdeauna lucrul ăsta, dar pentru circuite cuantice merge întotdeauna. Deci întotdeauna pot să paralelizez circuit cuantic. Ok, acum partea de toleranța defectelor și topologiei. Ideea e în felul următor, că qubiții logici, adică cei pe care îi folosesc pentru a face calcule, o să-i codific în proprietăți topologice a unei structuri. Și un astfel de cod se cheamă codul toric, spre exemplu, în care toți ăștia sunt qubiți și sunt entangled între ei astfel încât să formeze un toroid, să formeze structura asta de toroid. Cine o să fie, toți ăștia o să fie qubiți fizici în limbajul de toleranță a defectelor. Mai țineți minte că v-am zis, când am un cod defector și corector de error, mai mulți qubiți mititei o să codifice un qubit mai mare. Și qubiții aceia mititei se cheamă qubiți fizici, iar lucrul mai mare o să fie un qubit logic. Ce este qubitul logic în cazul ăsta? Păi, foarte bizar, sunt găurile toroidului, adică un qubit logic e gaura asta și cealaltă e gaura din secțiunea transversală a toroidului. Cum adică găurile? În sensul că dacă vreau să aplic o operație unui qubit logic, spre exemplu să aplic x qubitul logic, qubitului logic să-l neg, atunci dacă vreau să aplic x qubitului corespunzător găurile astea, trebuie doar să fac un contur întreg de x-uri în jurul toroidului. Adică să aplic x pe un contur de qubits care merge așa încet în jurul toroidului. Și atunci asupra qubitului logic, care e gaura, s-a aplicat operația de x. Deci e foarte interesant. Dacă vreau să fac entanglement între cei doi qubits logici, adică gaura asta și gaura care trece prin toroid, atunci trebuie să fac o buclă care înconjoară toroidul și merge în jurul lui și se întoarce pe unde a venit. Deci chestii de topologie, asta e ideea. Chestii de noduri și bucle și lucruri de genul ăsta devin, de fapt, calcul. Ceea ce e foarte, foarte interesant. Și deci problema de calcul devine o problemă de topologie. Iar pe partea de la unde spune la o întrebare. Da. Ai zis că un qubit logic e format dintr-un grup de ăsta de qubiți. Nu, nu. Aici mai să zicem ideea generală. Dar aici, adică aici nu există un grup de qubiți despre care poți să zici grupul ăsta de qubiți e un qubit logic. Aici poți să zici tot grupul de qubiți e un qubit logic. Care sunt reprezentați de găurile toroidului. Ok? Deci e puțin mai neortodox. Și poți să schimbi bani. Adică poți să schimbi bani. Da. Poți, adică sunt mai multe bucle care înconjoară toroidul și pe oricare aș merge, aplic o operație qubitului logic. Pentru că qubitul logic e gaură. Ok? Și care e avantajul lucrurile acesta? Că dacă este să apară erori, singurul mod în care erorile respective ar schimba starea qubitului logic e
este dacă eroile s-ar sincroniza să formeze bublă, ceea ce e foarte improbabil. De aceea sunt foarte ușoare lucrurile astea, pentru că e foarte improbabil ca de la natură aceeași operație să se aplice pe o bublă în jurul tronuitului sau în jurul găului din centru. Ok? Și atunci pot, și dacă nu e aceeași operație, sunt alte operații care se aplică, pot mereu să le detectez și să le corectez. Deci e foarte, foarte utilă chestia asta. Și acum, legat de implementarea experimentală, cum vă ziceam, putem face sferele acelea de cărămidă și se fac cu fotoni. Și mă rog, nu o să explic schema aceasta, dar în principiu avem, avem niște lasere, putem să avem unul sau mai multe lasere la intrare, trec prin niște cristale, se împart și după aceea razele care ajută la detectoarele aia sunt primiți într-o stare din aceea. Fie de cărămidă, fie o altă, altă resursă universală pe care să se scăsă mai mult. În cazul ăsta sunt 6, deci nu e stare de cărămidă, pentru că aceea avea mai, mai mulți cubiți. Dar în felul acesta, spre exemplu, adică poate că vă sperie treaba că nu poți să fac entanglement între atâția cubiți. De fapt, pot, prin structuri de genul ăsta, se pot face entanglement-ul și s-au făcut, am impresia, de ultima 40 sau 50 în total, adică toți cei 40-50 de fotoni erau entanglement. Deci se pot face lucruri de genul ăsta. Ok. Aveți întrebări din partea aceasta? Mai sunt cine gândi? Nu ca dragul. Deci vedeți, e un alt model de calcul, un alt mod de a face calcule care ne...